Bună ziua, dragilor, și bun găsit la treia microfonă, poate decât la treabă și până ea. Așadar, temă pentru acasă. Clasa a șasea. Deci, temă pentru acasă. Clasa a șasea. Vreau să pornești la algebră, nu? Da, da. Sau geometrie, nu ce vrei tu. Aici, spun tine, bisectoare, dar am stare de dumneavoastră. Să aleg eu? Da. Și mai încolo sunt cu bisectoare și... Mediatoare, făcut astea, nu? Da. Mediană, mediatoare... Nu, așa, mediatoarea relatorului dintre unghi. Bun. Să zicem așa. Deci geometrie, să zicem. Geometrie. E foarte mult iubită de copii, nu? Geometrie. Îmi place foarte tare. Să zicem. Pentru că eu optozoica BC. Deci ni pătesc. Avem triunghiul A, B, C. 8 plus 2. Deci e triunghiul așa, în care A, B, A și C, A sunt congruente. Deci e triunghiul optozoica B, C cu B, A. Adică ce vreau să zicem este B, A congruent cu C, A. Că vedeți așa două laturi congruente au unui triunghi, ce vreau de triunghi? Dreptunghic. Nu, e optozoghic. Adică are unghi mai mare de 90 de grade. Și dacă două laturi sunt congruente, ce fel de triunghi este cel care două laturi sunt congruente? Se numește isoscel. Triunghi isoscel. Da. Cu vârful unde? În A. În A. Vedem că A, cele două, da, cu vârful cu triunghi dreptunghic, optozoghic, isoscel, cu vârful în A. Se construiesc mediatoare, M și M, pe la laturilor A, pe respectiva C. Deci, M mediatoare pentru latura AB, pentru AB, așa, pentru segmentul AB, iar M fână, fână, mediatoare pentru segmentul AC. AC. Mai spune autorul că ia aparținerea AB și fă lui AC. Deci, mai precizează că e aparținerea AB. Iar el aparține lui AC. Bun. Și că mâșinile sunt pe BC. Deci ne mai indică că punctele M și M aparțin lui BC. Pe dreapta BC. Și fie mâie, fine, încă se precizează că mâie se intersectează cu nânsul, e ca mulțimea formată din punctul O. Deci, asta e toată ipoteza ce ne oferă el. Un triunghi optozoghic. Ce înseamnă un triunghi optozoghic? Mai mare de 90. Un unghi mai mare de 90 de grade, unghiul din A. Și A, B, cât la C, asta înseamnă că din A, cele două laturi sunt congruente. M e mediatoarea pentru A, B. Ce înseamnă mediatoare? Din unghi trasă... Nu din unghi, mediatoarea unui segment. Deci ai un segment. A, B. Și mediatoarea lui A, B. E în mijlocul...
Deci perpendiculară pe mijlocul segmentului. Perpendiculară pe mijlocul segmentului. Asta este pe de afară. Deci pe de afară nu se întâmplă, e perpendiculară pe mijlocul segmentului. Deci căutăm mijlocul și predicăm o perpendiculară. Asta e mediatoare. E bine, trebuie să spun că mediatoare, punctele de mediatoare au o calitate. Se mai egal distanță de capetele segmentului. Dacă nu este un punct M cu A și cu B, M A cu M B sunt egale. Da? Deci asta ar fi o calitate. De asemenea, zice că E aparține lui AB, fiindcă E e mediatoarea lui AB și E pe AB, înseamnă că eu e chiar mijlocul lui AB. Chiar așa ne spune. Că eu e punctul de pe AB și noi știm că mediatoarea are calitatea asta de a fi a trece prin mijloc, deci punctul E la mijloc. Da? La fel și F-ul pe mijlocul AC. Iar M și M sunt pe BC, probabil că când duci în mediatoarele, se întâmplă să tai pe BC în două puncte. M e țințează pe urmă F, o să vedem în figură. Sau să putem începe și în figură. Deci ce construim? Construim repede o triunghi, o puză un pic. Deci un pic din e mai mare de 90 de grade. Da, ăsta e A. Și B și C, A, B, C, sunt cele două, nu? A, B, cât A, C, spune problema. Așa, deci când este și A, B, cât A, C. Unghiul e mai mare de 90 de grade, de 90 de grade a fost mai puțin, aici e cam 100 de grade, să zic așa. Și acum, mediatoarea lui AB, ce căutăm? Căutăm mijlocul lui AB. Da? Mijlocul lui AB, deci măsurăm cât de mare este AB. Constatăm că este 2 și ceva, 12, 15 chiar, 25, cam 20, cam 12, cam așa. Deci, de aici, cam 14, știu. Bun. Și după ce am fixat mijlocul, e, ducem mediatoarea, de perpendiculară pe ziua. Deci, pe punctul acela, văzat în resie, ridicăm perpendicular. Da? Până taie, o ducem și într-o parte și în cealaltă, mediatoarea așa. Deci, asta ar fi mediatoare. Perpendiculară pe mijlocul latului respectiv. Da? Mediatoare. Deci să fie acolo în origine de aici, da? Bun. La fel ca o și mijlocul lui care punct. Lui AC. Da. Și arată perpendicular pe mijloc. Da? La loc, după perpendicular. Da? Și iată cum, și să remarcăm că aici e perpendiculară, adică aici punem 90 de grade, așa s-o obișnuiește, nu? Ăsta e la punctul E, parcă pe AC și E pe AB. Cele două perpendiculare, deci nu se întâlnesc ca cu două în același punct, ai văzut, da? Deci vezi mijlocul, cum am procedat și eu, și cât e mare, cât ai în două, cam acolo și duci și tu perpendiculară. Așa. Și cu colțul linii, uneori ne descurcăm și așa. Ei, aici, zice, e mâi mediatoarea. E mâi. Că spune că mâi puncte de ce. Da? Deci ne ajută autorul. Iar FN e mediatoarea pe AC și notăm FN punctul acesta. Da? FN. FN. Bun. Și acum, EM se intersectează cu NF. EM
E mâine. E mâine, da, cu nf, cu asta care a pus-o, cu nf, cele două media clasice dictează cu un punct O. Când trebuia să zicem mai lung, și se dezidează într-un punct O. Mâine cu nf. În concluzie, să vedem întrebările. Amin. Da? După ce am făcut câte figură, de ce întrebări avem legat de figura asta? Și încep așa. Amin. Să arătăm că e mâi cât nf. Prima întrebare e m congruent cu nf. Deci e mâi cu nf. Apoi, triunghiul OBC este isoscel. Benic. Triunghiul OBC isoscel. Apoi, că AO este mediatoarea segmentului BC. Ce mic? AO, mediatoarea lui BC. Deci AO, mediatoarea lui BC. Punctul D. Să arătăm că AO este mediatoarea segmentului EF. AO, mediatoarea segmentului EF. Astea sunt întrebări la care trebuie să răspundem. Da? Hai să ne luăm la problema. Deci, în ipoteză cealaltă. De probleme, dacă nu avem în minte complet, facă ipoteza. Deci, vorbește, tu te rog. Triunghiul ABC este obtus un pic. Și isoscel. Și isoscel. Stop. Faptul că este isoscel, ce știi că are? BA congruent cu CA. Așa, doar cu congruent, da? Deci, asta, când ai zis isoscel, asta poate e cât asta poate, da? Da. Și mai are încă ceva, triunghiul isoscel. Are unghiul a... Citește, citește prin o singură linie. BAC. BAC, ăsta ar fi, BAC, adică ăsta. Da. E mai mare decât 90 de grade, e 80, dar mai are isoscel, pe cum pronunța cuvântul isoscel, cu laturile din A. Adică din A, A, B, la C, mai are de ceva urgent. Unghiul de la bază concluie triunghiul ăsta e cât ăsta. Deci triunghiul isoscel. Când ai deschis gura și ai zis isoscel și știi ce vârf, știi cele două laturi care sunt congruente, și unghiul de acesta. Nu spune autorul, dar tu știi că asta e, cu calitățile sterile, e tot altul triunghiul isoscel. Două laturi congruente și unghiul la bază congruente. Bun. Mediatoarea segmentului AB. Dăm segmentul în două. Căutăm mijlocul și ducem perpendicular. Acum, cum este AE cu EB? Congruent. Congruente. Da? Da, AF cu FC, din același motiv congruente. Dar dacă toate era cât toate, cum este AE cu AF? Jumătățile. Sigur că da. Deci A, E, cu A, E, cu E, B, cu F, C. Deci toate acestea, 1, 2, 3, 4, sunt congruente. Toate cele 4 segmente sunt congruente. Cu alte cuvinte, eu nu m-am mâncat de problemă. Dar acum ce fac? Desfac ipoteza. Dacă el a fost A, B, cu A, C, și jumătăților, porțiunile, toate, fiecare parte sunt congruente între ele, toate cățelele cele patru. Nu spune autorul asta, dar eu fac naționalment. Da? Deci, vezi, desfac ipoteza ca să aflu cât mai multe informații în legătură cu problema mea. Mai departe. Atunci când am să mediatoare unui segment, adică calitatea
foarte important, din toate punctele, care tot timpul sunt la egală distanță de capetele astea când vorbești. Oriunde m-aș opri, mai sus sau mai jos, oriunde, totdeauna, dacă observați și pe unul, pe doi, totdeauna pe unul mai, pe unul mai. Pentru că, în condițiile în care hotărâm să arătăm că pe unul mai, pe unul mai, am spus pe comparare, triunghiul, pe unul e A și pe unul e B. Și când ne comparăm, cele două triunghi au pasta cu un unghiul disnordic, dar de casă ca și mediatoarea, au A, E, B, E, B, și suntem în caz de congruență, catetă, catetă, și atunci trebuie să fie congruente. Deci, o altă calitate importantă este că toate funcțiile mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Da? Observații care trebuie să o țin minte definitiv. În cazul nostru, iată un pic om. Punctul ăsta O e pe mediatoarea asta. E intersecția din mediatoarea lui AB și cu a lui AC. Fiind pe A asta, el e la egală distanță și de B și de A. Deci dacă ar fi să măsor OA și OB, sunt de aceeași bărime, conform proprietății de aici. La fel, O, A, cu O, C. Dar asta înseamnă că O, B, cu O, A și cu O, C sunt terșile egale. Da. Toate aceste, repet, nu știu nimic în legătură cu ce cere, dar eu desfac problema. Asta le spun prietenilor mei. Și toți cei care urmesc la geometrie, trebuie să înțeleg bine ipoteza. De fapt, ca la orice problemă. Când orice problemă ți se dă ceva și ți se cere altceva. Asta ai tu la dispoziție și să mai ales tu asta, pe baza cunoștințelor tale și a informațiilor care ți dau problemă. Ei bine, ne-am gândit de treabă. Să arătăm că e M este cât N-F. E M aici cât N-F. E M cât N-F. Deci, pun în semn de întrebare. Să arătăm că sunt congruente. Așa zice problemul în primul punct. Da. E M, să arătăm că E M. Asta e cât N, F. Păi, amândouă au un mod de 90 de grade. De fapt, E M dintre, ce triunghi dintre tu? Crezi? În B, E M. În B, E M. Și ce ai de gând? B, E, M și cu ce triunghi să luăm? Cu N, F, C. Să le luăm spre comparare. Ții ți-ar conveni. Dacă ai reușit, visezi acum. Să arăți că triunghiul B, E, M și N, F, C la atenți la o discuție serioasă. Da? Să purtăm o discuție. Și dacă ai din niște motive clare să ne plasezi într-unul din cazul de congruență, vei arăta că triunghiurile sunt congruente, atunci toate elementele sunt congruente două câte două și inclusiv la lucrurile noastre. Deci, ai așa o pornire din suflet să ne ducem spre triunghiul B, E, M și cu N, F, C. Da? Fie triunghiurile. Începe. Deci fie triunghiurile. E demonstrat. Pentru punctul A. Fie triunghiurile B, E, M, B, E, M și triunghiul N, F, N, F, C. Despre cele două triunghiuri poți afirma că au un unghi de 90 de grade. Câte unghi, da? Atât ăsta din mie, cât și ăsta din mie, câte 90 de grade. Deci unghiul care? Unghiul E. Poți să-l citești. Ca A, da. B, ce? E, M. Așa mai bine. B, E, M. Unghiul B, E, M. Congruent cu unghiul? N, F, C. Cu unghiul N, F, C. Din ce motive sunt congruente cele două unghiuri? B, E, M și N, F, C. Pentru că am trasat mediatoarea și îmi împarte. Și am unghiul, nu împarte nimic. Perpendiculară, unghiul de 90 de grade, da. Deci, din ipoteză,
Fiindcă, da, ipoteză. Și punct, în virgulă, măsura acestui bâie, bâie, egală cu măsura unghiului nfc, nfc, și egală cu numele de grade. Deci asta este măsura motivul. Bâie, mă, cu nfc și din 90 de grade. Bun. Ce mai au cele două trimite? De unde? Din ipoteză. Adică, fiindcă A, B, toată este cât A și... Ce? Și... Adus... Perpendiculară și... Și, și că E, B, mediatoare și în frâne ca mediatoare și jumătate să fie sunt complet. Deci, prima asta. Au pe bâie, ai spus tu bâie, congruentă cu cine? Cu fâc. Și ce motiv ai în Ulise să punctăm? Fiindcă am trasat pe mediatoria. Stim, e și respectiv fâ mediatoare, da? Toate. Pentru a de respectiv pentru cine? Pentru A, respectiv pentru A, ce? De unde știm asta? Din ipoteză, da? Și mai știm că un toat A, B, cât A, C. Da? A, B, toată A, B, toată A, B, congruent cu latura A, C. Iată lucrul clar în ipoteză. Bun. Deocamdată am latura asta de aici, decât am latura asta de aici, unghi de aici, 90 grade, 90 de grade. Ce mai am eu, în continuare, ca informații? Unghiul B. Excelent! Unghiul tot B, pe tot ce? Da. Da? E de 90 de grade. Nu-i de 90 grade asta, că de asta e singurul de 90 grade. Restul e două, nu știu de câte grade să zic. Nu mă interesează, dar de ce știu eu că... Pentru că ei sunt cel. Asta e. Deci, mai au, adăugăm în continuare, prin trei litere să citim. E, B, M. Unghiul E, B, M. Congruent cu unghiul F-n-c. Adică asta? A, nu, F-c. Așa. F-c. Congruent cu F-c, da? De unde știm asta? Din ipoteză. Așa, este ipoteză. Da, dar sunt deși oamenii ce s-au găsat. Ia să-l spun să vă iau. Așa. Deci, din ipoteză avem asta. Și acum? Și acum înseamnă că ne-am suntem în cazul de congruență unghi latura unghi. Unghi latura unghi, așa este? Unghi latura unghi. Sigur că da. Conform cazul de congruență unghi latura unghi. Ai zis bine. Unghi latura unghi. Triunghiul privat în discuție. Despre el poți afirma cu foarte multe hotărâre că se cedă de triunghiul. Triunghiul acesta B e M, congruent cu triunghiul NFC, NFC. Deci triunghiurile sunt congruente. Și fiind congruente, toate elementele de acum, celelalte trei, sunt congruente două câte două. Adică de aici rezultă că B, M, este congruent cu N, C. B, M, cu N, C. B, M, congruent cu N, C. Așa. B, M, cu N, C. Apoi. E, M, congruent cu F, N. E, M, cu F, N. E, M, congruent cu F, N. Da.
congruent cu un Dumnezeu. Poți să-l lași așa, că nu e confuzie, da? Altfel, dacă vrei să insisti pe drepte... B-M-E. Care? B-M-E. B-M-E, da. B-M-E, hai să-l dăm pe drepte, înțelegi? B-M-E, congruent cu un Dumnezeu. B-N-C. Care? B-M-N-C. F-N-C. F-N-C. Și cu asta am făcut chiar mai mult decât autorul. Noi aveam pe B-M, uite, să arătăm că E-M până F. Da, E-M până F. Noi am făcut mai mult. Așa se trebuie trebuți și face numai cine îți spune autorul. Acum, punctul B, ca punctul B trebuie să arătăm că triunghi OBC este o scenă. Triunghiul OBC, O, O, B, C, OBC. Adică da, la O, la C. Da, la unii pe OBC. Deci să arătăm că O, OBC, triunghiul ăsta este o scenă. Adică ce ar trebui să arătăm ca să fie isoscelic? Ce știm noi ca idee când un triunghi este isoscelic? Că apare unghiurile de la ba, zără, de 90 congruente. Nu, 90 de grade. De ce să zic? Nu poate să fie două unghiuri de 90 de grade. Este exclus. Să fie unghiuri congruente. Adică ce cu care unghi ar trebui, prin litere, să citești. Triunghiul B-O-C. B-C-O. B-C-O, adică B-C-O, adică asta ar fi. Da. Așa, cu care? C-B-O. C-B-O, cu ăsta. Deci, ca să fie social, ar trebui să fie, să arătăm cum că astea sunt egale. Fie altceva, ar trebui să arătăm că... Au aceiași mediatori. Faptul că e social, unghiuri la baze concrete, dar am ceva despre laturi. A, latura B-O congruent cu O-C. Asta trebuie. B-O cu O-C. Că despre unghiuri nu prea simt eu că nu să avem șansă. Dar despre ideea asta că B-O să fie cât O-C, Parcă aș îndrăzni. Parcă aș îndrăzni. Și cum să îndrăznesc eu să arăt că B, O, că e cât O, C? Tu ce părere ai? Cam cum ar trebui să... B, O, în ce triunghi intră B, O? B-O. În B-O-C. B-O-C. Da, intră în B-O-C. Sau în B-A-O. În B-A-O. În B-A-O. Și celălalt în A-O-C. În A-O-C. Și cu B-O intră în B-A-O și O-C în A-O-C, visezi și tu ce bine ar fi dacă ai reușit ce lucru să arăți. Să arătăm că aceste două triunghiuri sunt congruente cu A-O-C. Și atunci ai fi foarte fericită. Pentru că fiind congruente, toate repede sunt congruente și totul merge de la sine. Acum, dacă te opri la triunghiul B, A, O și A, O, C, ce ai putea spune despre cele două triunghiuri? Omul e mediator. Nu putem spune că e latura comună, nu? Cine e O? A, O. A, O. Este latura comună celor două. Că A, O găsește triunghiul B, A, O și găsești și A-O când, A-O este la comună. Ce mai au ele cele două triunghiuri?
Deci pe au asta o vezi o lună. Da. Apoi, hai să ne mai uităm la A, B, O. Insistem. A, B, O și pe urmă fugim cu ochiul și la A, O, C. A, B, O și A, O, C. Ce mai au în afară de A, O comune? B, C. Nu. Deci cele două triunghiuri, deja elementele celor două triunghiuri. Ce mai au? Unghiul B, congruent cu unghiul C. Nu mi-a spus nimic, doar bucățica asta e congruentă cu bucățica asta dinainte din ipoteză. Dar să mai adaugă ceva și nu știu. N-am motive să cred. Că să mai adaugă. Că nu știu dacă să adaugă bucăți egale. Nimic nu poate spune mie treaba asta. Păi dacă e mediatoare, nu înseamnă că distanța e egal între ei. Care distanță? B-O-C. Care distanță? De cine e mediatoare? A-O. A-O, dar nu a spus nimic e mediatoare. Mai târziu trebuie să arătăm că A-O e mediatoare lui Berger. Dar nou, deocamdată, nu ne spune nimeni că e mediatoare. La punctul ce? La punctul ce? Pe saltă. Să ne facem totuși acele două triunghiuri. La B, A, O și A, O, C. Au pe A, O, O comună. Ce mai au ele? Au pe comună. Ce mai au? Au de congruentul cu AC. De unde știi? Abe. Abe e, într-adevăr, un lat la celălalt triunghi și alt la celălalt triunghi. De unde știi că Abe e tace? Din ipoteză. Păi vezi? De aia trebuie să-ți știm problema complet. Bine, bine, bine. Deci noi avem în minte să nu scape nimic. Deci ce au cele două triunghi deocamdată? Au pe au o comună. Da. Au Abe e tace. Și acum, ce trebuie neapărat ca să mă placeze într-un caz de congruență? Deci, asta poate, decât asta poate, din ipoteză, au asta comună care este și într-un triunghi și în celălalt. Și ce trebuie mie în conform unui caz de congruență? Când ai două laturi, care unghi îți trebuie? Da, B-ul tot, nu am ce. Dar altul îi trebuie mie din cele două triunghiuri. Fiindcă ai două laturi. Ai două laturi. Ce unghi îți trebuie? Obligator. A. Unghiul A1, aș spune, unghiul din triunghiul ăsta, B-A, O, și doi, unghiul celălalt, din triunghiul celălalt. Pentru că e unghiul dintre ele. Vezi? Asta e comună. Asta e cât asta. Și unghiul dintre ele, ca să apară latură, unghi latură. Deci eu trebuie să mă minte cazul de congruență ca să mă duc în care. Adică o să scriem A1 și A2? Putem, cum scriem, o vedem noi. Putem să citim dintre litere, dar știm noi de undeva cum încă vreți să-ți congruente? Mi-a spus cineva, avem o informație din ipoteză? Nipotez, din păcate, nu avem informația asta că unghiul A1 ar fi cât al doi. E de fapt, ca și cum ar fi A, o bisectoare, nu? Ori nu avem informația asta. Dar mi trebuie obligatoriu, nu știu ce face. Nu știu, la, sunăm un prieten, facem ceva, dar ne trebuie neapărat asta, ca să ducem în cazul de congruență latură, unghi, latură. Și în condițiile astea trebuie să congruente și atunci bâi, bă, a fi când cât ce trebuie nou. Ce să facem? De unde să ne, cine să ne dea voie? Cine să ne spună că e bine? Că unghiurile sunt congruente.
Dacă nu ne sună nimeni și dacă nu ne ajută nimeni, ne apucăm mai de muncă și să luăm alte două triunghiuri, visăm, în care se intre unghiul al 1 și pe urmă al 2. Adică A, E, O. Să luăm ca E, O deoparte. Și A, F, O. A? F, O. A, F, O. Să le luăm și să muncim la ele cu bine răzputere. Poate avem baftă, visăm. Poate avem baftă să avem, trebuie să comprinde. Și dacă se comprinde, atunci și unghiul în cele vor fi comprinde și treaba va merge și noi vom câștiga bătăria. Așadar, deoparte, fiindcă aici nu pot duce discuția. Deci eu mi-am construit așa ideea de lucru, dar m-am oprit la mare nevoie a unul cât a doi. De aceea mai întâi să ne pregătim să arătăm ca unul cât a doi. Ce vom face? Deci vom lua triunghiul AEO. Deci zice, fie triunghiul AEO și triunghiul AFO. Așa. Deci fie triunghiul de AEO și AFO. Spre aceste două triunghiuri ne îndreptăm toată atenția. Deci fie triunghiul A, E, O și triunghiul A, F, A, F, O. Despre el ne putem preciza ca A. Ce A? A, O, latură comună. Așa. Deci A, O, latură comună. Da. A e congruent cu AF. Așa, deci A e congruent cu AF din raționamentul dinainte, ca zis noi, fiind ele demonstrat, practic, da? Demonstrat. Și ce mai au? E congruent cu FN. Iem, dar iem e până aici o bucățică. N-am de toată e O. Da. Știi, e, au pe iem, dar nu, eu vreau o triunghiul e O. Aici vreau să mă duc. Și nu pot să fac afirmații. Unghiul E congruent cu F. Prin trei grase. A E O. Congruent cu A, F, O. A, F, O. Și de câte grade sunt cam de 90. Așa. Deci, măsura lui A, E, O, egală cu măsura lui A, F, O, A, F, O, și chiar de 90 de grade. Da? Și acum, în ce caz suntem de congruență? Asta cum se cheamă asta, cea mare, care s-o pune în chiului 90 de grade, purta un nume într-un dreptunghic. Latura cea mai mare, care s-o pune în chiului 90 de grade. Înălțime. Înălțime. Ipotenuză. Ipotenuză. Și asta altă care formează un chiul. Catetă. Deci suntem în cadrul ipotenuză, catetă. Deci, conform cazului, da? De conform congruenței din potenuză, catetă, ilicere, triunghiul e luat în discuție, adică triunghiul AEO e congruent cu triunghiul AFO și fiind congruente, reiese că și celelalte elemente sunt congruente două de două, adică EO congruent cu F-O. E O toate, da? Da. E O cu F, cu F-O. E O congruent cu F-O, de acord?
Printre litere cu mă descurc așa. A-O-E. A-O-E. A-O fie unghiul, A-O-E, domnul unghiul. A-O-E. A-O fie. A-O. A-O fie. Și în sfârșit și în darbe mai foarte tare, poți să citești fără... De ce ai zis asta la numărul din aceștia? Mai ai zis că ăsta e secret asta de aici? Mai rămâne un gând A1 congruent cu A2. Un gând A1 congruent cu A2 și subliniem în cadrăm. Asta mi-a făcut pe noi foarte tare. Noi de asta aveam nevoie. Eram înnebuniți să putem prinde informația asta. Am reușit-o. Și acum ne ducem la triunghiul, la punctul B, să ne apucăm de lucru și zicem, pentru punctul B, fie triunghiurile tale, fie triunghiurile. Fie triunghiurile A, B, O. Triunghiul A, B, O și triunghiul A, O, C. A, O, C. Despre cele două triunghiuri, poți să spui că au ce au? Au latură comună. Ne amintim, am zis clar asta, da? Au o latură comună. Da, se cred că au o latură comună. A, B, congruent cu AG. Hai să punem unghiul A1, că, ca să apară latură, unghiul latură, știi? Da. Deci zicem unghiul A1 congruent cu A2. De unde știm asta? Din ce am demonstrat. Așa, din demonstrație, zice. Am muncit pentru chestia asta. Deci din demonstrația au legat cu A2 și ce mai am? Și AB cu AC. AB congruent cu AC, de unde? Din ipoteză. Congruent cu AC, din ipoteză. Din ipoteză. Așa încât despre cele două triunghiuri, ABO și AOC au o latură comună, unghiul A1 congruent cu A2 din demonstrație, AB congruent cu AC din ipoteză. Iată ce fericiți suntem. Putem trage concluzia că neapărat în condițiile astea, triunghiurile, triunghiul care, triunghiul ABO, congruent cu triunghiul AOC, și triunghiile fiind congruente, înseamnă că toate elementele sunt congruente două către două, adică... B-O cu O-C. Exact. B-O congruent cu O-C, cu O-C. Deci, din congruența rezultă așa ceva, B-O congruent cu O-C. Și asta ne asigură că triunghiul O-B-C este ce fel de triunghi? Triunghiul O-B-C. Isoscel. Și mai adăugăm, dacă nu... Unghiul A, B, O. A, O, B. A, O, A, O, B. Așa. Cu A, O, C. Da, de acord. A, O, B, O.